Aceste două mașini s-au izbit frontal. Impactul a fost atât de puternic încât una dintre mașini s-a răsucit la 180 de grade și i s-au deschis ușile. Șoferul și pasagerul au rămas însă prins sub bord și a fost solicitată descarcerarea. Au fost scoși însă dintre fiarele contorsionate de cei care au văzut accidentul. Rudele unora dintre victime care au fost chemate la fața locului i-au înjurat permanent pe medicii de pe echipajul de terapie intensivă mobilă, în timp ce aceștia îi acordau îngrijiri medicale celui mai grav rănit. Ce să mă calmez? Vă înțelegi? Asta au 50 minute! Ei, nu are voie, dar ia, luați-l, duceți-l, spuneți la ce spital, păi spune la ce spital ai dus dacă nu omori. Băi, omule, calmează-te că au și procedurile lor, trebuie să stabilizeze. Nu poate să o ia așa cum vrei, calmează-te și tu-și fac treaba. Șoferul uneia dintre mașini spune că celălalt șofer a forțat semaforul și a intrat direct în el. Asta avea să-l coste. Toți ocupanții mașinii lui, patru la număr, printre care și un copil, au ajuns la spital. Și pasagerul aflat în dreapta, în mașina lovită, a ajuns la urgență. Accident rutier, două auto implicate, 6 victime în total, o victimă refuză transportul la spital, 4 victime policontuzionate și o victimă minoră, prezintă traumatism craniocerebral minor nivel 1 cu traumatism craniofacial. Conform procedurilor, medicii au stat la fața locului până când victima a fost stabilizată. Poliția a deschis o anchetă pentru a afla cum s-a petrecut accidentul. Doi bărbați, tatăl și fratele șoferului, care a forțat semaforul, adică cei care au făcut permanent scandal și au înjurat medicii, vor primi amendă, câte 1000 de lei fiecare.